98,3, dar și bucureștefm.ro. Te salut, Răzvan. Săruna, Mihaela, sărut mâna. Ne suplecăm mânuțele și pornim la treabă. Așa, ce facem, trebuie să treabă? Facem? Nu știu, ajutăm comunitatea în orice fel să ne facem de... băcănie. Așa, că avem două fete frumoase aici care cu asta se ocupă. Cu băcănia? Nu, 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 cu comunitatea. Așa. Și proiectele comunitare. Așa. Alina Kasprovski, prietena noastră de la Fundația Comunitară București. Bună ziua, Alinuța! Bine revenit! Bine v-am regăsit! Și Tatiana Dabija, Fundația Parada. Bună ziua! Bună ziua! Aoleu, ce timidă e! Tocmai ne povestea că a lucrat în toată presa asta care există Conci, în țărișoară. Da, da, da. Te salut! Da. Mai puțin la două ziare, în restul le-a bifat pe toate. Da, da, bravo! Da. Ce faceți, măi, fetelor? Bine, da? Noi chiar facem bine la Fundația Comunitară București, în sensul că facem lucruri bune categoric, faceți foarte comunitate. Bine, foarte bine pentru comunitate, da. Și acum abia ce am cunoscut pe cei de la Fundația Parada, nu știu cum de 6 ani de când lucrăm în București nu ne-am intersectat, dar iată că ne intersectăm acum pentru că tocmai au primit o finanțare printr-unul din programele pe care noi le gestionăm. Dar ei cum au venit spre voi cu un proiect sau ai primit prin mail, ai deschis mailul și era ceva de la ei? Nu, chiar e mai structurat de atât. Povestești tu, Tatiana? Cum a fost? Tu, sau vrei să povestesc eu? Nu, și cum ai auzit tu despre faptul că există ei? Da, da. Lucrez de curând la Fundația Parada și căutăm color de proiecte. Eu, în principiu, pentru ei încerc să scriu proiecte, să atragem finanțări pentru a ne finanța activitățile și serviciile. O luați pe urma banilor, așa, nu? Da, 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 pe miros. Și căutând surse de finanțare, am găsit fondul AFI Tech Park pentru a fi vecin bun. Și mie pentru a fi vecin bun. Pentru a fi vecin bun. Ceea ce mie mi-a ferit imediat o expresie a fi afinități. Uh-huh. Și atunci am făcut un proiectel care se numește Afinități pentru o comunitate unită, pentru că ei dădeau fonduri exact pentru cumva aduna comunitatea în jurul unor idei, unor valori, unor activități care să facă într-un final ca rezultat să aibă cumva o armonie în comunitatea unde... Ce înseamnă, mă, să fii jurnalist? Cum găsești tu titlul așa, catchy, care să aducă repede, nu? Poate, poate. Bănișorii. Păi a contat și asta, în definitiv, ei, nu? Și te-ai dus personal cu un dosar, scrie cu litere de aur, dosar? Dosar cu șină, noi n-avem cu șină, dosare. Sau ai trimis prin mail? Cum a fost? Mă feresc foarte mult de dosarele cu șină, nu-mi plac deloc, nu mi-au plăcut niciodată. Și stau foarte rău la hârtogăraie, dar... Și tramvaile în București stau rău la șină. Da, da. Exact. Și la ei tot a fost foarte ușor, fiind toate documentele depuse online în prealabil și abia după ce s-au aprobat toate și, mă rog, am trecut de toate fazele, am ajuns la semnarea pe hârtie a contractului. Da, și voi la fel, Alina, nu? Tot așa după mirosul banilor. Cum i-ați găsit pe cei de la AFI care au dat banul? Ei ne-au găsit pe noi, da? Foarte interesant a fost. Practic, cei de la AFI au deschis un nou microcartier în interiorul unui cartier în zona Tudor Vladimirescu în București. Unde e asta? În spatele liceului, nu-i așa? Că acolo am făcut eu liceu. Nu, nu cred, spatele liceului Tudor Vladimirescu, nu, e în zona 13 septembrie. Aha. Spre Rahova. Și practic au zis, ok, dacă tot pornim aici, aici nu prea e nimic, e într-adevăr o zonă care e destul de pustie. Ce ar fi să vedem cine mai e în zonă și cine mai face lucruri interesante și hai să ne parteneriem cu ei. Și au început să caute proiecte care... fac lucruri în cartier, așa au ajuns la noi, pentru că nu vreau să dea pur și simplu bani primului proiect pe care îl întâlneau, ci au vrut să facă un proces de selecție, așa cum, mă rog, noi facem de câteva ori pe an pentru diversi donatori. Și așa am ajuns să lucrăm pe proiecte în zona și în zona socială, așa cum și-au dorit ei, dar mai ales proiecte care sunt despre bună vecinătate. Noi nu prea avem chestia asta în București cu bună vecinătate, acum o învățăm. Ba din contra, aș putea spune. Și așa am ajuns să lucrăm cu ei. Practic am construit un proces de finanțare prin care am finanțat două proiecte, Fundația Parada fiind unul dintre ele. Și acum vom lucra cu ei pe... Da, ele au fost alese? Câte au venit? Uite că nu mai știu, au fost câteva zeci. Au fost alese dintr-o zonă geografică apropiată viitorului cartier. Știu că au rămas 5 pe lista scurtă cu care noi am lucrat ceva mai mult și i-am ajutat pe unii dintre ei să scrie proiectele. Unii dintre ei, așa cum e Fundația Parada, e o fundație cu vechime în București, știu să scrie proiecte, știu să facă proiecte, dar au fost și grupuri de inițiativă. Celălalt câștigător, practic, e un grup de inițiativă, 3 vecini care vreau să facă măsuțele cunoașterii în Parcul Filaret.
Și asta or să și facă, și cu ea am lucrat un. Adică ce cum să... Măsuțele cunoașterii. Cum e cu măsuțele cunoașterii? O să vreau să ne povestească și Tatiana ce face, pentru că mi se pare foarte interesant ce fac ei, dar vă zic eu, pentru că cei de la măsuțele cunoașterii nu sunt aici, vă povestesc care e treaba. Nu știu, mă gândeam, Mihaela, dacă te întrebă cineva ceva, poți să pasezi responsabilitatea. Spui, nu știu, domne, dar mergeți acolo, întrebați măsuțele cunoașterii, că vă răspund eu exact, la întrebare. Da, o să spună totul pe acolo. Parcul Filaret e un parc micuț, nu știu dacă îl știți, e așa, între mai multe cartiere, lumea nu prea folosește și ei și-au propus să anime un pic mai mult atmosfera în parc și au zis ok, cine vine în parc de obicei? Părinții cu copii, hai să facem o chestie care e legată de părinți și de copii și vor să construiască aceste măsuțe pe care or să fie tot felul de jocuri interactive, de la, mă rog, litere, animale, corpul uman, harta lumii și așa mai departe. Fiecare măsuță dintre asta va fi, ele pot fi folosite afară, deci o să plouă pe ele, nu se strică, nu se îndoaie, nu se nimic. Și în jurul acestor măsuțe vor să facă Ziua Vecinilor, care este o sărbătoare europeană. A plecat din Franța, de la Fête du Voisin, se întâmplă la finalul lunii mai. Și practic vor să atragă vecinii, nu că dacă mergi la o petrecere, după aia a doua oară parcă ești mai înclinat să te întorci în parcul respectiv și să poată să anime un pic mai mult zona, care în momentul ăsta e destul de pustie. Foarte drăguț. Și parada, ia spune Tatiana, ce face Fundația Parada? Fă puțin parada de fundație. Da. Fundația Parada a format de-a lungul anilor o echipă de artiști cu care face circ social. Circul Parada este... Cum sună asta, mă? Circ social. Păi totul e un circ. Da, din păcate, cuvântul a căpătat noi valențe în peisajul politic. Dar este chiar un circ real cu acrobați, cu jonglerii și copiii sunt foarte talentați, copii și tineri. De unde îi luați? Sunt copii ai străzii sau mă rog, cum îi numim noi, copii în situație de stradă și tineri în situație de stradă. În sensul că n-au un acoperiș stabil deasupra capului și beneficiază de serviciile fundației. Noi avem acolo un centru pe strada Bucur, unde oamenii care sunt în situație de stradă pot veni să-și spele rufele, să facă baie, să se curețe, nu știu ce au nevoie. Mai și mănâncă din când în când dacă avem donații sau dacă reușim să le oferim și masă caldă, alte servicii, mai ajutăm pe partea socială. Vin mulți? Vin destul de mulți, n-aș putea să vă dau o cifră, eu sunt nouă acolo, încă nu sunt familiarizată cu toate cifrele lor și cu istoricul, dar sunt în fiecare zi 10. Deci doar tineri? Copii și tineri? Nu, copii și tineri. Copiii și tinerii sunt cei care sunt implicați în, proiectul activitatea cu circul, respectivă, da. Da, cu circul social. Împreună cu ei vom face niște spectacole în parcul Carol de data asta. Noi ne-am ales parcul Carol pentru că e la confluența unor cartiere foarte diferite. Cartierul Unirii are un anumit tip de populație, cartierul Ferentari, Trahova, au alt tip de populație, dacă nu chiar la extreme, în cele două. Și vrem să aducem un aer jovial acolo în parc, să facem spectacole de circ în aer liber, acrobație, ce se poate face. Iar asta vor aparate. Avea o constanță, nu? Se vor întâmpla... Da, vom face 10 spectacole, de principiu 2 pe lună, dacă ne permite vremea, vom avea un calendar fix, dacă nu ne mai adaptăm. Ți se pare că e timidă? Nu, absolut deloc. Da. Mă gândeam așa, cum de n-ai cunoscut-o tu mai devreme, Alina, că tu tot lucrezi cu centrul acela de educație alternativă, sau cum exact, se numește, din Ferentari. Mă mir că nu te-ai intersectat cu ei până și mai devreme. Și mine m-a surprins, dar uite că acum a fost momentul să... Și cine învață pe copiii ăștia să facă jumbuș lucruri? Avem antrenori, tot foști copii ai străzii, care au fost beneficiari ai Fundației Parada, care acum sunt așezați, au adăpost, au casă, dar ei au făcut traininguri la Cirque du Soleil. Și sunt foarte bine antrenați, știu... Deci sunt profi. Da, sunt profi, exact. Și ei învață pe copii și copiii la rândul lor se învață unii pe alții. Ei fac ca o sală de repetiții acolo la centrul nostru și fac, exersează tot ce trebuie, se încălzesc. Ei nu-și pot asigura și o sursă de venit din activitatea asta? Adică nu pot fi... Ei sunt prin finanțările pe care le obține Parada, ei susțin, noi susținem cumva nevoile lor, dar n-aș putea eu personal să vă spun, eu nu s-a putut veni directorul executiv al fundației, să el ar fi știut mai multe despre aspectele. Cred că e bine dacă se poate spune așa că oamenii aceia au fost și ei copii ai străzii, pentru că atunci nu predau doar teorie, ci și practică. Ei au fost acolo, au trecut pe acolo, știu ce înseamnă și probabil că pun mai mult suflet decât cineva care ar învăța pur și simplu un sistem de predare pentru niște copii. Da, și asta, și copiii au mai mare
deschidere către ei cumva, pentru că știu că sunt înțeleși mai bine decât cineva care n-a fost în situația lor niciodată. Și ei fac acolo antrenamente, fac și spectacole, deci mergem, avem o caravană cu care mai mergem prin țară, merg ei, mă rog, eu nu merg, eu am muncă de birou. Sper să ies și eu în parc de cât mai des cu ei pentru proiectelul ăsta. Vezi că au niște mese ale cunoașterii. Da, da, da. O să te mai relaxezi acolo, da. O să migrăm puțin în parcul Filaret. Da, când încep spectacolele și când se termină? Cel mai probabil luna mai vor începe. Proiectul începe acum la jumătatea lunii aprilie, dar până aranjăm lucrurile, până facem un calendar și facem hârtile necesare, care ung lucrurile mai departe, da, exact. Facem planul. Cam prin mai încep spectacolele și or să țină până prin septembrie, la începutul septembrie sau cel sfârșitul august, cam toată vara. Proiectul ăsta va avea o continuitate, Alina, sau se închide? Am început cu cei de la AFI ca proiect pilot, să vedem ce se întâmplă. Ei și-ar dori să continue într-un fel sau altul. E de văzut dacă tot aici în cartier sau se mută într-un alt cartier, pentru că ei deschid și în nordul țării, în nordul Bucureștiului, un alt cartier. E de văzut. Însă noi, clar, odată ce am descoperit pe cei de la Parada, o să stăm cu ochii pe ei, pentru că mi se pare foarte interesant. La cum se extinde București, încă nu poți să spui nordul țării, știi? Exact, nordul Europei. Da, da. Ce mi se pare mie interesant la proiectul ăsta este că nu ne uităm la copii de pe stradă ca fiind o sursă de probleme sau o sursă de, nu știu, de milă, le dăm bani că ne e milă de ei, ci sunt niște copii care au un talent și pot să aibă un drum în viață. Faptul că ceilalți foști copii ai străzii au făcut antrenamente la Cirque du Soleil spune ceva despre talentul și valoarea lor și asta mi se pare important, să putem să descoperim talentul în tot felul de copii pe care statul i-am vedea vă ajută? Eu am o întrebare, ar trebui să o înregistrez, știi, și să... Ce pot să zic e că pe noi statul nu ne încurcă. Ceea ce e o mare realizare. Spre deosebire de alte organizații, știm că, mă rog, s-au schimbat tot felul de lucruri în legislație. Practic, nu chiar. Nu prea. Micro-întreprinderile, care acum sunt acele companii, până într-un milion de dolari cifră de afaceri, ceea ce nu e tocmai micro, aș spune, nu mai pot să doneze deductibil. Au scăzut acei 2% pentru că a scăzut impozitul pe venit și atunci sunt o grămadă de organizații care sunt foarte lovite până la riscul de a-și închide porțile. E adevărat și cu procedura pentru 2% că s-a complicat puțin? N-aș spune că s-a complicat. Practic acum ce au cerut ei și, mă rog, între timp au dat o derogare, era să se respecte legislația. Înainte nu se respecta legislația. Oricât îmi plac mie ONG-urile, acolo chiar era așa, hai să mergem să ne prefacem că e simplu, că nu era în legislație. E o problemă legată de utilizarea datelor personale. Practic, dacă un ONG plimbă niște formulare, alea sunt formulare fiscale, sunt cu date personale foarte senzitive, lucrează cu ele și nu au o procedură, nu e ok. Și atunci, da, legea spune că trebuie ca acele formulare de 2% să fie duse direct de contribuabil, tocmai pentru că conțin aceste date sensibile. Între timp, știu că s-a dat o derogare și se poate să ducă și ONG-urile formularele. Nu-mi dau seama cum e cu protecția datelor, mai ales că acum se schimbă legislația din mai și o să fie un pic mai strictă decât a fost până acum. Deci statul nu vă încurcă. Asta e mare lucru și, din fericire, e foarte multă lume în zona privată, din ce în ce mai multă lume care e dispusă să se implice, fie că vorbim de companii, cum e în cazul de față, fie că sunt pur și simplu donatori individuali care înțeleg faptul că sunt atâtea probleme în țara asta și chiar și în București, unde până la urmă sunt mult mai multe venituri, și că e nevoie de implicarea lor, că altfel nu se poate. Dar cum a devenit lumea mai bună așa dintr-o dată sau au crescut problemele și atunci îți dau și oamenii seama că... Dacă nu fac ceva... Aș zice că nici una, nici alta. Cred că oamenii au început să obișnuiască cu ideea de a da bani și sunt să... și facilități pentru cei care ajută în felul acesta? Pentru companii, da. Practic, companiile își deduc aceste sume din impozitul, sau pot să-și le deducă din impozitul pe profit. Practic, în loc să dea o parte din bani către stat, îi direcționează către un ONG. Pentru donatori individuali, nu există niciun fel de facilitate. O dau efectiv din banii lor. Și proiectelul vostru, că așa... Acum, bun, întâi s-au întâlnit proiectele, structura de bază, după care s-au întâlnit și persoanele. Ce să faceți concret? E un loc în care vă întâlniți, ca și oamenii care ascultă, știți, să-și dea seama și de atmosfera de acolo, nu doar de date în sine. Ce se întâmplă?
practic, acum odată ce avem cei doi câștigători, am semnat contractele, ei au început să primească bani, rolul nostru la Fundația Comunitară București este să ne asigurăm că banii sunt bine folosiți. Asta e un lucru esențial din punctul nostru de vedere. Și cum faceți? Știi, apar la geam așa, ce faci cu bani? Ce faci cu bani? Ce faci tine cu bani? Există niște rapoarte pe care noi le cerem de la toate proiectele pe care le finanțăm. Încercăm să nu complicăm alte lucrurile. Hârtii, Tatiana. Alte hârtii, dar... Sper să nu le fac eu. Pe toate. Cineva sigur le face. Noi nu suntem foarte birocratici. Spre deosebire de alte finanțări, sau nu știu dacă este la fonduri europene. Păi la fonduri europene trebuie să iei un om care să pună ștampila. Asta este jobul lui de la începutul anului și până la sfârșitul anului. Păi și facultate, am înțeles. De ce? E o facultate de conform cu originalul, nu? Da. În cazul nostru nu e așa, însă vrem să ne asigurăm că într-adevăr banii sunt bine folosiți, pentru că în felul ăsta crește încrederea donatorilor. Apropo de ce fac oamenii, cred că oamenii din ce în ce mai mult au încredere că organizațiile cărora le donează fac bine cu banii. Ce fac? Cum e donatorul, să spunem așa, dacă se poate spune, tipic român? E genul de donator care dă niște bani și preferă să rămână în anonimat, deci e pur și simplu o faptă bună, sau și sau pe persoană fizică. Să afle și lumea că uite, eu sunt mână largă și ajut. Cred că e și așa și așa. Sunt unii donatori pentru care e poate. Exact, e o chestie de status. Da, uite, am bani și îmi permit să-i dau mai departe. Cred că mai cunoaștem așa niște donatori din Pipera care donau pentru status și le plăcea să fie lumea în fața porților. În același timp, pentru cei care primesc bani, e foarte important și nici nu are vreo importanță care este starea de spirit sau figura donatorului. Important e că dau bani. Dar te întrebam așa ca idee, cum e donatorul român. Cred că n-aș fi de acord neapărat că ONG-urile nu, dacă primesc de la o figură politică, de exemplu, o ofertă, uite, avem atâția bani, s-ar putea să nu fie de acord, da. Pentru că pot fi uneori lipite. Se asociază cu imagine și cu... Da, pot fi asociate ca imagine și nu toate își doresc, nu toate sunt indiferente la aspectul ăsta. Mm-hmm. Și noi avem niște limitări, apropo, de la cine primim bani și de la un anumit donator din Pipera nu primim bani, nici nu ne-a oferit drept. Asta spuneam că sunt diferite feluri de donatori. Sunt donatori care chiar nu vor ca numele lor să fie cunoscut și nu pentru că au ceva de ascuns, că au vândut arme și acum vor să spele bani, pur și simplu pentru că ei vor să facă o faptă bună și e de doar de până la urmă nu-i mai bine cu sharing-ul, adică vă fac o faptă bună și o spun, nu, să afle și alții de ea, că poate să mai adună, să mai strânge ceva. O dau mai departe, o rostogolesc, și cum e mai... Și foarte important da, model, ca lumea să știe. Așa. Exact. Păi și da. să vezi modele și crezi să vezi... o deprindere până la urmă. Uite, asta fac eu, asta face și Răzvan, asta face și Alina, hai să... Și mai ales pentru o persoană avută, pentru că există această teorie că cei care au posibilități financiare foarte mari cumva se izolează ușor, ușor, se îndepărtează de ceilalți. Ori astfel de modele, de fapt, îi motivează și pe unii și pe ceilalți. Și unii cu bani să dea și ei, iar cei care nu au sau nu au deloc sau sunt chiar victime, să înțeleagă că există totuși niște punți. Ce mi se pare mie important e ca oamenii care dau să dea cu respect față de cei care au nevoie. Mi s-a părut foarte interesant, vorbeam săptămânile trecute cu un alt ONG care îmi spunea că el nu își numește beneficiarii beneficiari, pentru că beneficiar e ceva care doar să-și primește. El le spune clienți, așa cum e la magazin, pentru că din punctul lui de vedere e importantă satisfacția clientului și felul în care primește un serviciu și calitatea serviciului pe care îl primește și mi se pare important ca și din perspectiva donatorilor să fie la fel. Să nu simtă că o face doar din milă, ci să simtă că e un egal acolo care poate este într-o situație de viață mai nefericită sau ce știu eu, care are o nevoie mai mare și nu are de unde să... Pe lumea ideală. Asta e lumea ideală, sigur. Da. De-aia lucrăm în organizații non-profit, exact. Că ne place să mai visăm un pic. Spunem și de celălalt proiect, cu un alt sponsor extrem de cunoscut, da? Care face mobilier din acela pe care îl faci și îl desfaci la tine acasă, asta ca cu să un nu... imbus, da. Da, 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 exact. Povestește-ne. Acolo e un proiect interesant pentru că donatorul respectiv a spus, ok, proiectele au nevoie de continuitate. Dacă în fiecare an noi le punem într-o nouă competiție și din nou și din nou să concureze, poate câștigă, poate nu, întotdeauna sunt mai multe proiecte bune decât bani disponibili, nu o să fie bine. Și atunci ei ce-au zis, ok, alegem proiectele printr-un proces de selecție, așa cum facem noi cam de fiecare dată, dar odată ce proiectele sunt selectate, lucrăm cu ele și în măsura în care ei își îndeplinesc, au rezultatele pe care le-au promis, vom continua să lucrăm cu ei pe o perioadă de minim 3 ani. Nouă ne-a plăcut foarte tare asta, nu e specifică IKEA?
Păi să zicem că am zis Safi. Păi normal, mai exact. Contează. Nu e specifică în general corporațiilor, care gândesc de la un buget la un alt buget anual. Pe termen scurt, cumva. Și care vor să vadă rezultate acum, anul ăsta. Și tot îi dăm de exemplu către, și către alți donatori să înțeleagă că e o abordare interesantă asta. Știi în care cum e asta? Trebuie să fac paranteza asta. Știi cum e chestia cu, apropo de reclamă? Reclama, în mod normal, este atunci când e clar că discuția este centrată pe produsele companiei respective. Acum, cât a fost iarna, am văzut niște angajați de la Mega Image că dădeau zăpada de zor în față și a făcut acolo foarte frumos. Și mă gândeam, doar dacă spui la radio, emisiunea Mihaelei Ioliță aici de fapt, că angajații de la Mega Image dau zăpada, chiar nu înseamnă că faci și reclamă acelui trus sau ce este. E ca și cum ai spune, angajații de la librărie dau zăpada, ce înseamnă că vă recomand să cumpărați cărți de la ei? Exact. Nu! Pur și simplu faptul că e un lucru social, e un lucru important pentru comunitate. Putea să-l cheme Ion Popescu sau AFI sau Mega sau oricum, sunt mai mulți sau unul singur. Cred că asta e ideea importantă. E adevărat. De precizat, e bine de precizat. Pe de altă parte și în România clienții din ce în ce mai mult se uită și la partea asta. Se uită la cât de vecin bun e compania respectivă cu ei și nu doar la care e prețul sau dacă am făcut o economie de 50 de bani. Și atunci, da, cred că contează pentru compania respectivă din ce în ce mai mult felul în care se implică în comunitate și e văzut ca implicându-se în comunitate. Sigur, asta nu înseamnă că facem o chestie foarte, foarte, foarte mică și apoi vorbim 2 ani despre ea doar ca să ne lăudăm că... Cocoșul cu mărgică o primăm prin am vrut să spun că facem o mărgică, dar... Și care a fost tema? Tema a fost mediul în oraș. Și asta a fost foarte interesant, că toată lumea spune, ai domnule, ce mediu în București, ce atâta mediu, că e numai asfalt peste tot, dar de fapt sunt foarte multe proiecte care rezolvă multe nevoi pe care noi le avem în București. În București, probabil că știți că de aia sunteți la emisiunea asta, suntem pe locul 5 la cel mai prost trafic din lume, ceea ce mie mi se pare incredibil. Nu există date despre colectare selectivă, nu există date despre calitatea aerului și pe de altă parte... Poate e mai bine că nu există, într-un să fel. Să nu ne speriem, da? Să nu intrăm în panică. Toate orașele din lume, noi suntem pe locul 5? Da. Am fost pe 6, acum suntem pe 5, deci suntem în... Despre bine. Noi și cu cine ne batem? Cu Beijingul sau care sunt... Putem să câștigăm primul loc? O să fie destul de greu. Cred că ne batem cu ceva din India, nu știu dacă cu New Delhi, cu Moscova... E greu să-i bați. Un oraș din Thailanda, dar nu mai știu. Dar pare că facem progrese în această direcție. Iată, am avansat cu un loc de acum din 2016 față de 2017. Sunt multe probleme de mediu în București și atâta vreme cât încă mai avem copaci sau, mă rog, și când nu o să mai avem copaci, o să fie probleme și mai mari de mediu. Vrei să facem un apel? Să rugăm ascultătorii să-și lase mașinile pe linie de tramvai în mijlocul intersecției ca să urcăm câteva locuri în clasament? Asta se cheamă instigare la... La câștigarea acestui, dacă e concurs, păi să luăm primul loc, mai contează. E un concurs de frumusețe. Da, minunat. Proiectele pe care le-am selectat sunt 6 proiecte acolo pe care le finanțăm și sunt proiecte care cresc calitatea mediului pornind tot așa de la firul ierbii, dacă pot să spun așa despre un proiect de mediu. Sunt proiecte de cartier. E un proiect aici la voi în vecini în Cismigiu. E un grup de inițiativă civică, chiar așa se cheamă, grupul de inițiativă civică Cismigiu. Asta înseamnă că sunt niște vecini care nu au o asociație sau o fundație. Pur și simplu fac ei treaba asta în timpul lor liber și care lucrează pe tot ce înseamnă ecosistem și biodiversitate în preajma Cismigiului, pentru că Cismigiu în sine e monument istoric și nu poate fi atins. Și asta înseamnă că lucrează pe zona de grădini din fața blocului, pe biodiversitate, pe păsări, pe nivelul de zgomot din Cismigiu, și asta e o problemă mare, pentru că în ultimii ani sunt foarte multe, foarte multe concerte și, mă rog, e foarte mult scandal în Cismigiu, care e un loc în care trăiesc animale și n-au nevoie de acest nivel de zgomot. Și ei fac petiții peste petiții peste petiții și au reușit să reducă nivelul zgomotului. Deci în sensul ăsta lucrează. În sensul ăsta lucrează, exact. E un alt proiect în Floreasca. Ei și-au instalat pe un bloc panouri solare și astfel încât când e soare, ei nu mai au încălzirea de la centrală, folosesc încălzire solară și practic pe perioada verii ei n-au pornit centrală absolut deloc și e o economie, mă rog, e energie regenerabilă. Un alt proiect în aviație care au înverzit un acoperiș de bloc. Dacă nu mai avem spații verzi lângă bloc, le punem pe bloc și e și asta o metodă. Un alt proiect care lucrează cu lilieci din București, toată lumea ne spunea, dar ce are, domnule, serios, asta este problema noastră, lilieci în București? Problema lor, nu e a noastră.
Se pare că e și problema noastră. Un liliac mănâncă insecte în valoare de, deci dacă ar fi să cumpărăm insecticid ca să omorâm acele insecte, ne-ar costa 1400 de euro pe an în plus. Un liliac ne economisește 1400 de insecte. Să-i hrănim, să-i mulțim. Exact asta e ce fac ei. Mă rog, ei lucrează. Dar pe bufniță nu dați, că aveam și eu sub acoperiș o familie de bufnițe. Serios? Da. Nu știu. Cred că și astea cu gângănile le halesc, nu? Dar stai, adică liliacul mănâncă mai multe gărgărițe sau ce decât vrăbiuțele, că și vrăbiuțele sunt mari consumatoare de insecte. Problema, mă rog, cu liliecii e că liliecii sunt niște animale așa tradițional considerate, mă rog, periculoase, înspăimântătoare, aducătoare de nenorociri și mâncătoare de sânge, ceea ce nu e adevărat. Și ce fac cei de la Asociația Wilderness Research and Conservation? Ei sunt pur și simplu niște conservaționiști, niște tineri care au terminat facultatea, sunt foarte pasionați de partea asta de lilieci. Ne prezintă liliacul așa cum nu l-am văzut niciodată. Exact. Da, ei chiar au pe site, au mituri despre liliecii. E foarte interesant. Eu am fost și am hrănit lilieci. Peste iarnă iau lilieci în hibernare, dar din când în când liliecii se trezesc. Dar unde? Despre ce lilieci vorbim? Sunt liliecii din București. Dintr-o zonă anume? De sau? Peste tot din București. Sunt câteva probleme legate de lilieci. Odată că atunci când se demolează o clădire sau când se taie copaci, dispar familii întregi de lilieci. Nu se mai regenerează. Nu se mută, nu pleacă? Depinde. Dacă demolarea se întâmplă pe timpul iernii când ei sunt în hibernare, nici nu apucă să se mai mute, că au și murit. Eu am lilieși lângă, la două ferestre mai încolo, și au făcut cuib la un balcon. Nu, la un balcon, ies noaptea, fulfe pe acolo, m-am obișnuit. Nu-i problema că vei fac poze, știi, dovada, ca să vezi și tu. Există lilieci. Păi poți fi implicat în proiectul ăsta. Dar sunt cu treaba Ia-mă-i lor. Ia pe oamenii respectivi acolo. Vrei lilieci în emisiune să interviu? Poți să am făcut o emisiune celebră cu lilieci. Da, aducem dacă e să spună și ei. Da. Trebuie să fie noaptea. Și ce fac oamenii ăștia? Zine, ce fac? Lucrează, pe de-o parte lucrează cu aceste persoane care demolează sau taie copaci sau nu știu, să mute liliecii din zona respectivă și să nu-i omoare. Dar cum poți să faci una ca asta? Și unde-i muți? Și cum? Ei lucrează cu o fundație care se numește Fundația Visul Luanei, care recuperează tot felul de animale sălbatice, apropo de bufnițe, dar trebuie să fie bufnițe în pericol, că dacă ele sunt bine la casă, nu le luăm de acolo. Și practic reabilitează animalele și le dau drumul înapoi în sălbăticie și iau acești lilieci pe care iau niște cutii și duc într-un beci pe timpul iernii și lasă acolo la hibernare, dar din când în când trebuie să-i scoată să-i hrănească, că altfel un liliac pur și simplu moare de foame. Anul trecut eu am fost, au avut voluntari, nu știu, au avut mulți voluntari, câteva zeci de voluntari care hrăneau lilieci, se hrănesc cu larve. Eu nu m-am gândit că e drăguț să hrănești lilieci și după aia când am primit niște larve care ar trebui să le tai capul. Nu. Am văzut la televizor că hrăneau lilia cu un biberon mic. Poate avea compost de larve, nu știu. O să aprofundez, nu m-a interesat niciodată. E foarte interesant ce spui. Și mie îmi plac. Foarte interesante și, repet, ele au o valoare economică mare. Și, mă rog, e ca în orice ecosistem. Dacă dispare ceva dintr-un ecosistem, se dereglează tot. Și atunci nu vrem să întâmple chestia asta în București. De mai, da, nici prea mulți. Adică trebuie să vedem. Nu sunt prea mulți, nici în ce mai puțin. Da? Deci nu e un risc. Asta mi s-a părut... E foarte tare. E interesant, da. Ce mai aveți pe lista câștigătorilor? Mai e un proiect pe care îl facem, sau mă rog, pe care îl face Crucea Roșie Română Sector 6, program prin care se colectează haine nefolosite de către oameni. Cu toții avem șifoniere întregi, nu? În care zac acolo haine și din când în când ne întrebăm ce să facem cu ele. Problema cu textilele e că atunci când sunt aruncate la gunoi, sunt foarte dăunătoare pentru mediu, pentru că, nu știu, au coloranți care sunt foarte toxici sau pentru că, de pildă, lâna sau blana elimină metan în aer și e o problemă masivă. Mă rog, sunt foarte multe probleme. Noi tot timpul discutăm despre reciclare de hârtie, de plastic, de sticlă, dar nu discutăm despre reciclare de textile. Da, numai că omul normal, cum sunt și eu, dacă e vorba să reciclezi metal, plastic și așa mai departe, în teorie există pubelele acelea pe care scrie, dacă nu știi să citești. În teorie. În unele locuri încă mai există. Încă mai există. Da.
Dar la haine am văzut și vecini de-ai mei și mie mi s-a întâmplat, dacă strânge o punguliță cu haine, te învârți în cerc de 20 de ori și o lași, e adevărat, nu o arunci pe ghienă. Că și o, lângă. Lasă cu ea femeia de serviciu, știe ea ce să facă și cumva pasezi responsabilitatea. Exact. Dar unde ai putea să mergi concret cu ele? Ce se întâmplă e că cei de la Crucea Roșie Sector 6 colectează haine, ei fac tot felul de evenimente, inclusiv publice, nu au pubele din acelea de colectare, au existat, din câte înțeleg, la primăria sectorului 1 și a fost o problemă că nu erau etanșe și ploua în ele, s-au stricat toate hainele, le-au aruncat la gunoi într-un final, a fost... tot la gunoi au ajuns. Cu trecere prin escală prin pubelă de data asta. Exact, da. Practic ei colectează fie la ei la sediu, fie fac aceste evenimente publice sau merg în clădiri de birouri, acolo unde e posibil să adune mai multe haine. După care distribuie la persoane cu probleme. Au trei variante. Au varianta haine de foarte bună calitate și au primit rochii de mireasă, tot felul de lucruri, pe care ei acum le vor începe să le valorifice într-un magazin social. Practic intră într-un circuit din care organizația își va câștiga venituri. Asta unul la mână. Apoi pe unele care sunt de bună calitate și pot fi donate, sigur că rochie de mireasă nu poți să te duci să o dai la cum dădea cineva, nu, pantofi cu toc la sinistrații care își pierduseră casele în inundații. Și cu apa de 40 de centimetri. Am cea să le dăm și pantofi de 50 de centimetri. Da, să știi că eu nu înțeleg, uite că ai dat exemplul ăsta, dacă l-ai dat și tu mai pe ăsta. Mă gândesc, uite, o doamnă care a avut într-un anumit moment al vieții rochia de mireasă când s-a măritat. De ce ai dat rochia de mireasă? Adică, în afară de divorț, mai poate fi vreun alt motiv pentru care nu păstrezi rochia de mireasă? Acum depinde, dacă e o rochie dintre aia atât de mare încât îți ocupă jumătate de șifonier, la un moment dat, ok, îți place, dar o dai. Serios? Lucrurile nu contează, Răzvan. Nu contează, da? Nu uitată lumea așa romantică să păstreze. Păi da, să păstrezi amintirea în minte, rochia... Se duce. O da, eliberezi șifonierul. Dar problema e ce faci cu lucrurile astea de proastă calitate. Așa, sunt haine care, mă rog, pot fi refolosite și ei le dau către... Na, Crucea Roșie are o rețea destul de mare în țară și trimit hainele în țară, acolo unde nu sunt haine și... Hainele care sunt de foarte proastă calitate, care sunt rupte, pătate și așa mai departe, le trimit către reciclare. Din textile se pot face tot felul de lucruri, lavetele acelea umede cu care ștergem noi mopurile și așa mai departe, toate sunt făcute din textile reciclate și nu mai ajung la gunoi. Asta sunt e făcute o mare și în România? Din câte înțeleg eu, nu, din păcate. Ele sunt trimise, sunt exportate... și sunt reciclate în altă țară și sunt reîntoarse la noi sub formă de lavetă. Wow. E un potențial de afaceri, dar e o investiție destul de mare în zona asta. Știu că inclusiv cei de la Crucea Roșie s-au uitat la posibilitatea de a lua echipament de reciclare. E nevoie de fonduri europene pentru chestia asta, pentru că n-ar funcționa doar din și cu laveta uzată, ruptă și așa. Ar trebui să o redai la reciclare. Ah, forever. Deci... Da, se face un flanel frumos și tot așa. O rochie de mireasă. Da. Tot acolo ne întoarcem. Da. Și alte proiecte așa pe termen lung? Un gând, o idee, în asociere AUBA? Noi sperăm că vom găsi după încheierea perioadei de finanțare de aici o altă posibilitate de a prelungi activitățile, pentru că copiilor le place să facă spectacole, să vorbească cu publicul. Noi vom avea în proiect și niște ateliere cu copii care vin în parc, cu bunicii, cu părinții sau așa. Ateliere de ce? Să nu spui că tot de salturi și de... Ba, da, de serios? Nu neapărat de salturi, că e cu riscuri, păi, dar de jonglerii cu diverse obiecte specifice circului sau, nu știu, fructe sau ce găsesc copiii acolo. Ca să învățăm, adică treaba asta ajută pe copiii de la circ să fie și ei valorizați. Util, și sigur. Și ei știu să facă lucruri și cumva și noi trebuie să le recunoaștem și valorile, nu doar să ne uităm așa cu atenție la ei, să ne întrebăm oare ce-o fi cu ei. Și ei sunt niște copii cu bucurii ca ale noastre, cu nevoi ca ale noastre, și pe ei bucură să vadă că pot fi utili. Și ei să învețe copiii, și pe de altă parte și copiii și părinții copiilor din parc, își vor... deschide puțin mintea, sufletul și o vor înțelege că, da, domnule, uite, nu sunt ceva rău copiii, ăștia nu fac lucrurile pe care credem noi că le fac, pentru că majoritatea dar nu fac. Dar cu parteneriat, nu știu, cu inspectoratul școlar, să vină copiii la astea, la serbări și să depinde și ce finanțări o să mai găsim, ce tipuri de proiecte vom putea scrie, noi o să fim deschiși oricum.
Oricum, acum că v-ați găsit, acum sunt sigură că o să țineți aproape. De cele mai multe ori, când începem să lucrăm cu un proiect, continuăm și, mă rog, proiectul respectiv livrează rezultate și așa continuăm. Foarte rar ni s-a întâmplat să lucrăm singură. Și oameni de calitate. Dată. Și, mă rog, și donatori care după aceea să da, vorbiți puțin și despre colegii voștri, voluntari, prieteni. Da, și Alina e voluntară. Eu nu știu când mai are timp. Tu când mai voluntară? Ai timp? Eu sunt voluntară 2 ore pe săptămână. Acum, serios, oricine își găsește 2 ore pe săptămână. Asta dacă crezi vrea tu? Neapărat. Dacă vrea neapărat. Își găsește, dar pentru ce? Dar pentru și astea sunt atâtea proiecte care fac treabă minunată. Eu sunt voluntar de 3 ani în Ferentari, cum spuneai, Mihaela, la Policy Center for Roma and Minorities, într-un proiect în care, la fel, copiii, mă rog, ajung într-un centru de zi după școală, e ca un soi de after school, ei își fac temele acolo, dar ce mi se pare mie mai important este că trec prin tot felul de workshop-uri prin care unii dintre ei descoperă că sunt, în urma cărora descoperă că sunt talentați. Și în loc să fie un copil problemă care abia se târâie la școală și toată lumea spune, domnule, nu stă cu minte în bancă, și mă gândesc specific la un copil cu care eu lucrez, care e acum a 5-a, care are un talent fizic extraordinar de bine dezvoltat. Face parkour fără să fi trecut acum, a început să facă niște cursuri de parkour de vreo 2 săptămâni. Până acum nu făcuse niciun nimic, se uita pe internet la tricuri și sare în cap într-un fel în care nu pot să vă povestesc, că mi-a stat inima când l-am văzut. El la școală e considerat un copil problemă, pentru că n-are răbdare să stea logic, pentru că el are o inteligență fizică nativă. Și atunci, ce mă interesează pe mine este să mă asigur că copiii ăștia ajung să-și exploate, să-și înțeleagă, să-și cunoască talentul și să poată să-l exploateze și să nu mai fie un copil problemă, ci un copil care are un talent și merită să-l sărbătorim exact așa cum este el. Eu de asta mă duc și asta mi-am pus în calendar, vineri de la 11 la 3, nu fac nimic altceva decât știu că mă duc în Ferentari. Eu mă amintesc că în urmă cu ceva vreme a venit în emisiune cu un proiect anumit, un tânăr care el spunea că sunt voluntar de profesie, firește, avea și un job, dar îi plăcea foarte mult să facă voluntariat și spunea că se uita, mergea, strângea hârtii în parcuri, o mulțime de lucruri sunt de făcut. Și l-am întrebat despre ceilalți care vin și mi-a spus, unii dintre ei se întâmplă să fie persoane pe care le-am văzut niciodată, dar există și oameni care, destul de mulți, pe care îi știi deja. Dar asta se întâmplă numai cu vreme. Acum vin și valuri noi de voluntari sau cei care fac voluntariat ca măia sunt? Cred că vin valuri noi de voluntariat, dacă e să mă gândesc la noi. Sunt și puștii care acum, nu știu, sunt elevi de liceu sau studenți la facultate. E adevărat că e și un pic de nevoie. Acum trebuie să ai un portofoliu când ajungi la... Să dea bine în CV. Exact. Și aici noi suntem destul de atenți pentru că nu ne dorim să vină cineva care pur și simplu să primească o adeverință de la noi și apoi să plece. Ne dorim să chiar să aibă o experiență sau și să poată ceară să bani. Dea. Că îmi spunea că există cazuri în care oamenii chiar nu știu ce înseamnă ideea de voluntariat. Și vin, bună ziua, am venit pentru voluntariat. Cât plătiți pentru... Da, e puțin cam straniu, dar iată că până își termine și trebuie traduși din când în când. Da, da. Nu știu cum e la voi, voi lucrați cu voluntari? Din câte știu eu, sunt perioade în care se lucrează și cu voluntari. În momentul ăsta nu cred. Nu cred că avem acum decât vreo 2, poate, la fundație, care, la centru, care ajută copiii la teme, mă rog, avem. Mm-hmm. Dar nu știu să spun. V-am întrebat de profilul donatorului, chiar profilul voluntarului român din 2018? Nu e un profil, sunt mai multe profile, asta spuneam. Noi ne întâlnim cu voluntari, nu știu, la Suimaton, acolo unde avem, e un eveniment și ai nevoie de voluntari care să-ți care diplome, să ducă medalii, să plimbe apa, să orice, și atunci e nevoie de orice fel de oameni care pot să facă treaba asta. Și sunt voluntari care au o experiență profesională și își pun experiența lor profesională, nu știu, sunt contabili. Orice ONG are nevoie de un contabil, nu? Și atunci, de ce să, în loc să donez niște bani sau să mă duc să plantez copaci, de ce să nu dau expertiza mea de contabil către un ONG care are nevoie de chestia asta? Noi și avem, vin? Vin oamenii. Noi avem un eveniment odată în an, care abia ce s-a întâmplat, mă rog, abia acum vreo 3 săptămâni s-a întâmplat, 8 hours overtime for a good cause, 8 ore peste program pentru o cauză bună, în care oamenii vin direct de la serviciu, la 7 seara într-o vineri, și pleacă ies de acolo la 3 dimineața, sâmbătă dimineață. La propriu 8 ore. Literalmente 8 ore, dar și intră acolo cu o temă pe care o dă un ONG. Nu știu, vreau să îmi fac un site, vreau să montez un filmuleț, vreau să am nevoie de consultanță de afaceri pentru că am o afacere socială și așa mai departe. Și ies de acolo în momentul în care au terminat tema, mă rog, peste 8 ore, dacă nu reușesc să o termine, tot ies, nu îi ținem... legați până luni dimineață și sunt oameni care, ciudat, sunt foarte buni profesioniști, care nu au mai avut niciodată experiență de voluntariat
și care își dau seama, ia uite ce chestie, pot să fac ceva cu ceea ce eu oricum fac la mine la serviciu și e foarte bine plătit și îmi face și plăcere. Sunt pasionați de ceea ce fac și exact, da, nu simt plăcere, eu, da, dar nu simt ca pe exact. Și asta mi se pare interesant pentru că în genul ăsta de proiecte se nasc tot felul de prietenii, relații pe termen lung. Am văzut oameni care au intrat pentru 8 ore și au rămas acolo, nu știu, au intrat în consiliul de conducere al ONG-ului, donează, strâng bani și așa mai departe. Sunt relații pe termen lung pentru că odată ce te atașezi de o cauză, așa cum mi se întâmplă și mie în Ferentari de 3 ani, e foarte greu să mai pleci de acolo când știi că e nevoie de tine. Nu mai e un mof, nu e ca și cum te duci la magazin. Tu ți-ai ales de la bun început un task dificil? Mă refer la zona din București sau așa s-a întâmplat? Te-ai dus direct la cei mai greu? M-am dus în Ferentari pentru că am văzut un film. Am văzut Toto și surorile lui, nu știu dacă, da, dacă știți, e un film în care e o docu-drama, adică e de la fapte reale cu personaje reale, nu știu, dar mă rog, e un pic montat, că nu e chiar așa filmat cu camera și dat în direct. Despre o familie, mă rog, dintr-o zonă în care se consumă foarte multe droguri, e foarte multă infracționalitate și acest copil Toto care ajunge să își descopere talentul, descoperă că e talentat la dans, între timp acum e talentat la multe lucruri, e chiar un pluritalent și mi s-a părut că într-adevăr e o zonă foarte grea în care lumea n-ar vrea să meargă, tocmai pentru că e așa, pare foarte greu și lipsit de speranță și mi-am dorit să încerc. Nu m-am dus neapărat, nu mi-am planificat că o să e un factor de risc ridicat, pentru că am observat de regulă oamenii se feresc să întrebe una ca asta, eu nu mă feresc. În Ferentari? Nu e, nu. Eu am fost față de alte locuri. Eu cred că Bucureștiul în general e un oraș foarte sigur. Sigur că se pot întâmpla și vedem că se întâmplă tot felul de lucruri, dar așa, dacă ne uităm la rata criminalității, e foarte scăzută față de alte orașe, față de Londra, Paris, nu mai zic de atentate și alte lucruri de genul ăsta. Eu în Ferentari mi-am lăsat și mașina deschisă. E drept că nu mi-aș lăsa chiar telefonul pe bord și mașina deschisă, dar asta nu fac nici în piața domenii, deci na, nu văd de ce aș face un Ferentari. Nu m-am simțit niciodată în nesiguranță. Inclusiv când am văzut persoane care evident că au consumat droguri și așa. Și cred că acum, mă rog, lumea a început să mă mai cunoască, mă mai știu părinții copiilor, oameni din cartier care mă tot văd revenind. E drept că nici nu mă duc pe acolo noaptea în mijlocul cartierului. Da, e bine că astfel de oameni, nu știu, ca tine, ca Tatiana, au început să fie din ce în ce mai vizibil, nu? Și ați căpătat o recunoaștere. Povestește-și despre proiectul ăsta cu 100 de oameni pentru România de mâine, în care ai fost menționată, nominalizată, aleasă, cum să zic. Am fost aleasă, da, sunt o persoană aleasă. A fost o surpriză pentru mine, pentru că e un proiect al celor de la DOR, de cât o revistă, care practic în cele 4 numere din 2018 aleg câte 25 de persoane, împreună 100, mă rog, e pentru centenarul României, cu 100 de oameni despre România de azi și România de mâine. Și sunt, nu știu, de la oameni implicați în politică până la oameni care lucrează în zona de educație și sunt pionieri în educație, nu știu cum e Oana Moraru. Zi-mi puțin despre România de mâine. Se poate? Nu tot sunt chiar futurolog, dar da. Tot caut informații, vreau și eu să știu cum o să fie. Eu cred, deci da. Nu e, n-am de mâine, dată. Adică de miercuri. Da, că mâine e miercuri, nu putem să gândim mai departe. De miercuri încolo, da. Cu bătaie joi, vineri și chiar weekendul. Cu siguranță știm cu toții că e greu și tot felul de probleme și pare așa că din ce în ce mai multe probleme și parcă nu ne îndreptăm nicăieri. Pe de altă parte, dacă ne uităm cum stăteau lucrurile acum 20 de ani, eu cred că e un progres evident. Poate și pentru că lucrez în zona asta de comunicare. Pe cine avea plasma acum 20 de ani? Nu, exact, cine avea telefon mobil cu cameră acum 20 de ani. Cred că în zona asta de comunități sunt din ce în ce mai mulți oameni buni care nu se lasă așa, nu așteaptă neapărat să vină primăria să le rezolve problema de la bloc, nu renunță, nu se deprimă că domnule nu se poate și atunci nu mai fac nimic. Sunt oameni din ce în ce mai bătăioși,
care se luptă în timpul lor liber fără să aibă vreun interes, care nu primesc un salariu pentru chestia asta. De ce mănâncă, frate, oamenii ăștia? Dau nervii tare așa și merg așa ca berbec înainte. Nu știu ce mănâncă, poate respira aer de București, habar n-am. Dar cu eu cred că de la haine, știi? Exact. E noua specie de bucureștean. Ai inhalat atâtea noxe încât nu mai contează nimic. Nimic nu-i mai sperie. Da. Eu asta cred, că dacă e un viitor pentru România, aici e viitorul. În oamenii ăștia, oamenii ăștia de aici, de lângă mine, care nu se opresc și oricât de greu ar fi, îi dau înainte, chiar dacă avansează 2 cm și pare că drumul e lung de 500 de kilometri. Altfel nu văd un viitor. Deci, da, încă refuz să mă uit la varianta pesimistă, varianta optimistă asta e a oamenilor care nu renunță. Apropo de viitor, nu de mâine, de poi mâine, începe swimatonul, da? De poi mâine. Hai cu anunțul. 30 iunie, stadionul Dinamo, toată ziua practic, ce să mai lungim. Anul ăsta avem, n-am anunțat încă proiectele câștigătoare, dar pot să vă zic că avem 25 de proiecte care participă în swimathon, unul dintre ele fiind chiar noi, Fundația Comunitară București. La fel sunt proiecte foarte diferite în fiecare an, sunt proiecte de la educație. Sunt și proiecte noi, nu doar cele un sfert dintre ele sunt noi. Tradiționale deja. Un sfert dintre ele sunt noi, sunt câteva grupuri de inițiativă, la fel oameni care au o idee și nu sunt organizați în niciun fel de instituție, dar care sunt foarte hotărâți să strângă bani pentru cauza în care cred. Sunt cam așa, dacă ar fi ca toată lumea să strângă bani, ar trebui să strângem cam jumătate de milion de lei anul ăsta, ceea ce e o creștere față de anul trecut, dar eu zic că suntem pe drumul cel bun și tot timpul swimathon și-a depășit... Țintele. E un eveniment care ne umple de foarte multă energie și știu că voi știți asta, că ați fost acolo chiar dacă ați stat la 400 de grade și mă bucur că ați făcut asta. Un eveniment fierbinte, hai să-i spunem așa. E fierbinte, dacă nu ești în bazin e fierbinte. Da. Fierbinte la apă rece. Da. Cei care ne ascultă, ce pot face pentru swimathon? Deocamdată nimic, ca să spun așa. Săptămâna viitoare, imediat după Paște, o să anunțăm proiectele câștigătoare pe 11. Anunțăm proiectele câștigătoare și încep să se înscrie echipele de notători. Deci săptămâna viitoare poți să intre pe swimathonbucurești.ro să vadă care sunt proiectele și ce anume i-ar cânta acolo să... toate informațiile. Exact. Păi bine, ce să zic? Rămânem cu informația asta în cap și încă o dată te rog, Tatiana, prin mai, așa ai zis? Prin mai, da, la începutul lui mai. Vă cam invit. Prin mai. O să vă invit. Intrăm pe site-ul vostru și găsim acolo? Nu știu exact unde o să publicăm informația, dar de principiu și pe site-ul nostru. Și site-ul nostru este în reconstrucție, de asta... Păi am văzut, de-aia te-și întreb. Da, este să fie... Da, refacem. Sper să fie gata până la începutul lui mai. Și vom avea și acolo, dar veți primi invitații și pe mail. Trimiteți comunicatul la noi și îl difuzăm noi fără probleme. Să știe lumea când să vină, nu? O să trimitem cu siguranță comunicate presii, da. Și vreți să învățați să jonglați? Păi de ce nu? Eu știam cu două mere, al treilea era inutil. S-a uitat la tine din politețe, dar m-a fixat pe mine cu privirea. Adică am figură de om care nu știe să jongleze cu portocale sau cu... Cum așa? Nu știu, cum așa? Eu nu știu. Nu, deci nici eu nu știu, bineînțeles că nu știu. Nu, nu. Și cu două e greu, nu pricep, nu înțeleg mecanismul. Adică arunc o portocală în sus, după care rămân cu una în mână, într-o mână în cealaltă și cade cealaltă repede pe jos. Să o cureți repede și alta deja căzi pe jos. Adică e un sistem firește că îl poți prinde, dar e... Dacă l-am știut de când eram mică, atunci aș fi urât. Uite, să te învețe copiii noștri. Asta mă gândeam, dacă sunt cei și care... Și vin cu cel mic. Vin cu cel mic, mă învață, da. Învețe cum stă treaba. Corect. Da. Mulțumim foarte mult, Alina Kasprovski, Fundația Comunitară București, Tatiana Dabija, Fundația Parada, au fost alături de noi. Suntem în săptămâna mare, nu? Ia uite ce s-au legat toate, trebuie să facem bine. Mai intrați pe site-ul Fundației Comunitare, al vostru e... Funcțional, da? Da. Vedeți unde mai puteți dona, unde vă mai puteți înscrie ca voluntar. Aveți și informații de genul ăsta. Ce vă mai puteți implica? Ajutați la reconstrucția site-ului. Da. Păi de ce nu? Puteți să strângeți voluntari și în sensul ăsta, nu? Avem cineva care lucrează la site. Păi eu mulțumim frumos. Mulțumim. Știrile peste 4 minute. Andreea și Alex, ca de obicei, pe sens unic. În rest, aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi... Nu puneți la inimă, la revedere. Mi-a făcut plăcere, ciao.